Potrivit autorităților, peste 200 de milioane de euro se vor investi într-o fabrică la Medgidia. Vestea bună pentru orașul de pe Valea Carasu vine după ce ministrul finanțelor publice a semnat pe 10 decembrie acordul de finanțare în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor majore pentru proiectul care vizează investiția de tip Greenfield pentru producția de amidon, maltodextrină, gluten, gluten furajer și germeni de porumb. Valoarea ajutorului de stat aprobat este de 80,5 milioane de lei. Omnia Europe S.A., reprezentată de doamna Florina Narcisa Uisal, director general. Omnia Europe S.A., represented by Mrs. Florina Narcisa Uisal, general director. Investiția este realizată de Omnia Europe S.A., care deține un teren de 10 hectare cu deschidere atât către calea ferată, cât și către canalul Dunăre-Marea Neagră. S-a și publicat de Ministerul de Finanțe ajutorul de stat către acea fabrică, undeva aproximativ 20 de milioane de euro. 30 de milioane de euro este contribuția finanțatorului, deci în total aproximativ 50 de milioane de euro. Este doar un prim pas pentru că această investiție este mult mai complexă, este mult mai mare, de o dimensiune mai mare. Dar să vorbim astăzi despre ce s-a întâmplat acum. În viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu voința domnilor consilieri, sperăm să mai aducem investitori în Medgidia și nu să îi speriem așa creând imaginea asta că în Medgidia trebuie să treci pe la consilier prima dată, să-ți dea binecuvântare și după aceea să intri în Medgidia. Zic că a pus de mult acel moment, până în 2016 știți foarte bine că investitorii erau alungați, pot să indic chiar o investiție de undeva 500 de milioane de euro, un investitor turc vrea să construiască o uzină, o fabrică de prelucrare a metalelor. Acea investiție s-a dus undeva lângă Pitești și am avut ocazia să vorbesc cu acel investitor și mi-a spus că batjocura la care a fost supus până în 2016 de autoritățile locale de la vremea respectivă și consilierii locali l-a determinat, chiar așa mi-a și spus, mi-e scârbă de Medgidia, ceea ce pe mine m-a durut foarte tare și vreau să schimb această percepție care e greșită și este făcută din cauza domnilor consilieri care își văd doar interesele, n-au ei treabă cu nevoile Medgidiei. Noua fabrică va produce 60.000 de tone de maltodextrină pentru a satisface cererea actuală și viitoare de produse alimentare de calitate pentru copii. Fabrica va avea și o capacitate de producție de 40.000 de tone de fructoză cristalină. Tot aici se vor produce și glucoză, siropuri de fructoză, amidon de porumb și monohidrat de dextroză, potrivit economica.net. Compania care deține cea mai mare parte a acțiunilor Omnia Europe S.A. face parte din consorțiul Tosmur Group din Turcia, care este cel mai mare producător de fructoză nemodificată genetic din lume.